Bună dimineața și bine v-am găsit în cea de-a treia oră de telematinal. Acum suntem live și pe TVR Internațional și salutăm românii de pretutindeni. Da, de la Chișinău vă salutăm noi, Anatol, Alexandrina și Mișu. Da, este motanelul invitat special în această zi, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor. Anatol Guzic este stăpânul acestui minunat motanaș. Da, a stat el două ore alături de noi și nu știu de ce, ușor cam se plictisește. Cam deja. Dacă va dispărea pe parcursul emisiunii, să știți că a avut de făcut altă treabă. Da, că trebuie să plece. El e la noi pentru două ore, nu pentru trei. Se plictisește. Da, este doar pentru atât, este achitat. Trebuie să mai negociem cu el. Negocierea n-a fost în favoarea noastră. Vezi că vine la mine. Ei, da, normal, știe unde să se ducă, știe unde este frumos. Da, el tu în brață. Noi, da. Dacă între timp este și el atent și cei care sunt din zodia Săgetător, pentru că noi continuăm. Unde fugi? Așa, pleacă la următorul nostru. Nu l-a pucat de coadă. Săgetătorii, să fii atenți, pentru că noi continuăm să... Ceilalți nativi ai zodiacului. Exact, așa. Deci, nativii săgetători pot întâlni persoane noi și este posibil să dezvoltați o conexiune mai puternică cu cineva, dar nu neapărat pe plan amoros. Ai înțeles? Cariera este în prim plan pentru Capricorni. Norocul vă surâde astăzi, în special dacă așteptați un răspuns în urma unei cereri pentru mărire a salariului. Se referă la Mișu? Nu știu. Da, probabil. Probabil că el va fi cel cu salariul ridicat. Pentru munca care a făcut-o astăzi, că merită. Că deja e nemulțumit. A fost pentru două ore, nu și pentru trei. Cei mai populari nativi astăzi sunt vărsătorii. Sunteți foarte ambițioși și vreți să vă faceți cunoscute ideile. S-ar putea să-i deranjați pe cei din jurul vostru, așa că nu insistați cum insistă motanelul. Să stai aici până la sfârșitul emisiunii. Are el drepturi, într-adevăr, este Ziua Internațională a Animalelor și animalele au drepturi. Astăzi poate să facă ce vrea. Da. Așa. Și... familiștii horoscopului de astăzi sunt nativii pești, ba chiar veți pune la cale un plan prin care să câștigați mai mulți bani, iar cumpărăturile nu vor lipsi. Gata, l-am luat. L-am prins. Așa. Fraților, în continuare vă spunem că în fiecare sezon venim cu noutăți pentru telespectatori, iar în această toamnă au fost multe surprize și acestea nu se termină aici. Anatol Fornea, cel pe care îl cunoașteți deja de mult timp, pe lângă jurnalist, e și un caricaturist împătimit și nu are cum să nu-i recunoaștem noi lucrările colorate, deosebite și modul inedit de a ilustra oamenii. Unii chiar se supără pe caricaturile lui, dar ce să-i faci? Arta e artă. Așa este, pe toate le-am văzut în cadrul rubricii Portret Matinal. Totuși, atunci când pasiunea e mare, cresc și proiectele, astfel că din această toamnă la TVR Moldova va fi difuzată emisiunea Dialoguri Colorate. Lângă noi a venit realizatorul și moderatorul emisiunii, Anatol Fornea. Bună dimineața! Bună dimineața! Văd că Mișu a făcut a evadat. Un salt e tot ok periculos. Cu ei, da? Nu știu, e pasionat de cascadorii, face și acasă, da? Da, nu, cred că prima lui cascadorie e serioasă. Eu cred că ajunge și în regie. El a făcut schimbări în studio, eu la sigur, vom avea un nou designer. Poate se urcă singur. Anatol, bine ai revenit. Bine am revenit, cum și-ați spus. Îmi face plăcere de fiecare dată să vin la această masă minunată și să vorbesc despre ceea ce îmi place să fac. Da, așa, Anatol, rubrica ta a crescut într-o emisiune. Care sunt emoțiile tale? Sunt emoții plăcute, logic. Sunt fericit pentru că acest proiect, această idee a evoluat în ceva mai mult, pentru că, într-adevăr, am muncit mult la această inițiativă frumoasă și a crescut în ceva colorat. Cum și sugerează și titlul. Uite, oamenii știu că ai pornit de la o rubrică care dura cât? 8, deci, în fond, minute, da? Da, dura de la 8 minute, maxim 15. Uh-huh. Bun. A fost cu Anatol Guzic cel mai lung interviu. Nu, numai eu am avut. Și cine? Au mai fost niște părți care au fost... E bine, știu că tu ai avut prioritate, cel mai... Delimitate. Coleg, apropo, timp de emisie. De unde ați luat că au fost oameni supărați? Eu n-am auzit personal, așa. Eu am auzit, dar îți spun în pauză. Ah, ok. Dar arta e artă, așa cum, da. Așa cum am spus și noi. Bine. Deci, 8-15 minute maxim durau înainte. Acum cât durează și de ce ai simțit nevoie că e nevoie de mai mult timp? Dar nu era ideea atât cât în timpul ăsta, dar în noul format. Știi? Adică dura de la 8-15 minute, acum în jur de 25 de minute. Pentru că eram nevoit să arunc, știi, lucruri bune, pentru că uneori eram nevoit să fac în două părți acele interviuri. Mai nou, deja e nevoie ca să extind cumva această conversație, pentru că, într-adevăr, oamenii au ce spune, lucruri curioase. Și o spun cu mândrie, pentru că acest proiect este unic.
în lume, nu există astfel de genuri și formate. Sunt un inventator în acest sens. Așa, bun, pentru că e bun, e partea asta clasică a interviului, dar aspectul ăsta a caricaturii, a artei vizuale, este o noutate. Poți să pui și o patentă și să o vinzi deja la televiziuni din străinătate. Alte formate, nu știu dacă va fi cineva care să emite. Trebuie să fii și jurnalist bun, dar și caricaturist. Se repete, da, adică bun. Dar un alt aspect important al acestei emisiuni e că dacă în cadrul acelei rubrici invitam oameni mai cunoscuți în spațiul public, acum nu va fi miza pe cât de cunoscut e, dar pe acest aspect valoric. Pe povestea lui, probabil. Pe poveste, da. Și despre, nu știu, și vor fi mai mult oameni chiar din artă. Yeah. Deci din pictură, muzică, colegi de a lui Anatol au mai fost. Da. Salutări, colegi apropiați de la mi-a teatru. Mi-a șoptit cineva că a e vorba cumva de Silviu? Da? Deci da, fără spoiler. Asta. Eu nu știam, dar mi-am dat seama, să știi. Da, un oarecare Silviu. Deja mai bine o să-l cunoaștem, dar... primul episod a avut loc în această sâmbătă. Da, premiera a fost sâmbătă la ora 10 pe TVR Moldova. Da. A realizat cu pictorul Gheorghe Lisiță. Pictorul Gheorghe Lisiță, artistul plastic, căruia îi mulțumesc pentru că a fost de acord să filmăm la el în atelier. Nu știu, eu a fost așa o muncă de aia, căutam împreună cu producătorii, cu echipa de filmare, un spațiu, nu știu, reprezentativ pentru această idee. Și uite că am găsit acel atelier, voi ați avut ocazia să mergeți acolo, să vedeți cât de impresionant este. Da, am participat și la acolo chiar arta pe bune e la ea acasă. Da, așa este. Deci, am participat și la filmare, apărăm și în promo. Da, sunteți și personaje în cadrul acelui promo. Promo, da, și caricaturile. Dar apropo, hai să-l urmărim. Dacă este gata regia, haideți noi cu mare drag vrem să vă propunem să urmărim chiar acum promo și revenim la discuția cu Anatol. Oamenii sunt diferiți și prin asta devin interesanți. Fie că sunt bărboși cu plete lungi, fie că sunt cărunți ori tineri, timizi sau energici, fiecare poate să impresioneze în felul său prin talent și carismă. Caricaturistul și jurnalistul Anatol Vornea ne propune să cunoaștem oameni cu idei, dar și cu povești interesante de viață. Urmăriți emisiunea Dialoguri Colorate în fiecare zi de sâmbătă de la ora 10 pe TVR Moldova. Iată, așa puteți să începeți dimineața de sâmbătă, așa frumos, cu această emisiune extraordinară prin care o să cunoașteți și oameni frumoși, dar și arta lui Anatol. Am observat că și aici și acolo sunt în cămăși. Colorate. De asta și se numește Dialoguri Colorate. Da, frumos. Da. Ce personalități ai după Gheorghe Lisița, pictorul? Pe cine mai vedem, da. Dacă pot spune chiar... Bine, dar nu această sâmbătă. Din ce domenii? Bun, în sâmbăta mai următoare, nu această sâmbătă, deci veți putea urmări a doua ediție a emisiunii cu o actriță, vine din lumea dramaturgiei a teatrului. Deci, încerci să ghicești? Ghicești? Deja știi. Da, știu. Ah, tu știi. Ce te prefaci, păi, Anatol? Știi, trebuie să joc momentul că, dar nu știu oare despre cine este vorba. Da, a făcut și un... Faza e că mulți oameni știu pentru că ea a făcut, a făcut un story. A făcut un story, da. Un story și a dat de gol chiar în timpul filmării. Deci atunci nici nu era anunțată emisiunea, denumirea ei, așa a spus cum se merge. Dar este o prioritate pentru tine să ții în secret invitatul și să divulgi abia înainte cu o zi de emisiune? Cred că nu. Deci nu ar fi chiar atât o prioritate, dar e mai ok decât chiar să nu dăm din culise totul. Da. Da, deci vinerea, apropo, vinerea, nu chiar în fiecare vinere, dar vinerea aia care e înainte de emisiune, puteți urmări și la telematinal acel teaser sau o secvență din interviu, da, adică nu e interviul complet. Da. Și ulterior puteți urmări emisiunea la ora 10, pe YouTube, pe Facebook, în regim live, este postat. Canalul tău se va schimba un pic? Pentru că e exista canalul... Deci, nu, acel canal rămâne YouTube. Doar cu portret matinal, acea rubrică, deci nu vreau să amestec un pic. Va fi pe canalul TVR Moldova, unde sunt postate și restul emisiunilor. Și apropo, felicit și pe colegii mei cu acele noi emisiuni, Ioana, Natalia. Așa este, ei vom chema și pe ei în platou să ne povestească experiențele. Neapărat, neapărat. Dar, Anatol, tot vorbim despre experiență, pe parcursul sezonului trecut, cumva ne-ai adus în cadrul rubricii Portret Matinal 10 de oameni frumoși, oameni interesanți, care sunt cele mai frumoase experiențe pe care le-ai obținut în urma discuțiilor cu acești oameni. Experiențe sunt, cred că, acele informații pe care le-am asimilat în urma interviurilor. Îmi vine acum chiar Dorian Furtună, un om cult și inteligent, în cadrul, adică
vorbisem mai mult decât acel interviu. Au fost, cred că, vreo 40 de minute, 30 de minute de filosofie curată și mi-a plăcut foarte mult. Adică, inconștient, asimilezi informații, dar chiar și acele experiențe de viață pe care le-au invitații. Martin Budurin, când îmi povestea de tatăl său sau de anii de studenție, nu știu, mai erau Gigi Tabarcea cu acea lecție învățată la Academie în care i se spunea să nu facă selfie. Deci, adică sunt niște povești și care ulterior ai ce spune sau ai ce povesti despre acești oameni pentru că cumva îi cunosc dintr-o altă perspectivă. Însă și acest interviu nu merge pe o manieră clasică. Deci îmi propun să alcătuiesc întrebări sau să le pun întrebări un pic mai non-formale sau despre altceva, despre ce nu s-a vorbit. Și mai mult pe latura asta umană, știi? Vorbim și despre activitatea profesională, sigur, dar îmi propun să cunosc cu oamenii. Da. Deci oamenii sunt colorați. Tu ai spus de aspectul ăsta că nu-ți permitea atunci timpul scurt al lecțiunilor să cunoști oamenii. E o șansă să-i reinviți oamenii pe care ar fi o șansă, dar ulterior, de ce nu? Poate vorbim despre altceva, poate în timp acești oameni vor crește, vor evolua. Da, și au alte realizări și da. Spre exemplu, chiar Vlad Sabajuc. Dar s-a altă caricatură? Da, apropo, s-au schimbat și tipul vizual al caricaturii. Dacă se schimbă și stilul caricaturii. S-a schimbat stilul caricaturii, acum e mai mult un fel de, nu știu, linii negre și cu niște elemente de culoare, când e cazul. Deci e monotonă mai mult și mai figurativă. Deci nu e atât de detaliată, pentru că mai artistică, să-i spun așa, pentru că și emisiunea a devenit un pic mai artistică și nu știu. Alea care erau mai mult gen cartoons, din desene animate, așa mai prietenoase. Bun, și astea nu le fac chiar atât de grotești, dar urmează să le fac și mai grotești. Spune, la final, te pregătești pentru o altă expoziție, pentru că tu în această primăvară ai apropo, un alt atu al acestei emisiuni e că la finalul de interviu îi provoc pe invitații ei să-mi deseneze o caricatură. Deci așa, e o expoziție cu caricaturile tale realizate de invitați. Și toți invitații mă desenează pe mine. Și în toate arăt absolut diferit. În viziunea invitaților. Chiar dacă nu pot să deseneze invitații, tot trebuie să fac asta, da? Da, deci am avut... Trebuie să nu știi să desenezi, că e mai faină caricatura în cazul ăsta. Bun, în cazul lui Gheorghe Lisița a fost fain pentru că omul e în domeniu. Dar alții oameni... Deci Olesia Sfeclă e fenomenal. Deci Olesia Sfeclă... Deci e abstracționism curat acolo. Da, Anatolu, voiam să te întreb dacă tot vorbim despre invitații, dacă ai putea să inviți la Dialoguri Colorate orice om, orice persoană din această lume, care ar fi? Dacă aș putea... Da. Iată, orice om. Ți-ai dorit foarte mult ca acest om să fie în emisiunea ta. Deci, om care e viu deja. Da, e sigur. Bine, bun. Să poți dialoga cu el. Personalități istorice, nu știu dacă... Nu știu, sincer, acum cine să-mi vină? Să-l cunoști, să dialoghezi așa, ca între doi oameni care încă nu se cunosc și... Știi, nu există un om anumit pe care aș vrea să-l cunosc, pentru că fiecare este special în felul său. Unii au povești mai curioase de viață, cum spunea și Tania în Surățelul, Titania. Uneori oamenii din stradă au povești mai curioase și mai interesante decât celebritățile și oamenii populari. Dar uite, chiar nu știu cine ar veni. Era un artist, am uitat, nu vine numele acum, care este un incognito. Anonim, care pictează pe pereți... Așa. Graffiti, graffiti, artă stradală de asta, da? Face... La noi sau... În internațional, adică în diferite țări. Nu semnează, cred că... Da, nu vine acum numele său. Dar e cunoscut sau e incognito? Sunt cunoscute lucrurile genul lui. Un fel de Carlos Dreams. Da. Deci nu știe. Știi? Adică nu se cunoaște pereți, dar numele real, cum arată această persoană, deși erau niște, nu știu, informații așa. Te-ai aventurat și tu în așa ceva? E deja nu. Oamenii știu poate stilul meu. Poate sunt un alt nume, să desenez caricaturi stradale, dar cred că stilul m-ar da de gol. Dacă am revenit la expoziție, să înțeleg că la expoziția pe care o pregătești în această primăvară vor fi și caricaturile invitațiilor făcute. Încă nu am planificat exact acea expoziție despre care vorbești, dar ar fi o expoziție aparte, știi? Nu le-aș comasa. Acum sunt în, nu știu, mă gândesc să organizez chiar în această toamnă o expoziție tot cu caricaturile de la Portret Matinal, știi? Adică să le mai expun doar că în alt spațiu. Așa. Încep să lucrez la această idee.
Dar alea să se mai adune și să fie mai multe și mai colorate. Au și, da, apropo, ele sunt colorate, pentru că acolo ei desenează cu markerele alea, știi, și ele sunt de diferite culori. Deci, cum eram noi copii când vedeau crema de culori și desenam tot ce ne cade la îndemână. Dar sunt curioasă, de fapt, cum l-au reprezentat toți pe Anatol în acele... Eu sunt curios cum eu l-aș desena pe... Cel mai tare chiar am văzut la ultimul interviu, a fost cu... actrița și interpreta Leona Treboi, deci a fost fenomenală caricatura aia, chiar am râs, este prima caricatură la care am râs pe bune, care mi s-a făcut mie, știi, adică a fost așa o senzație. Ne-ai făcut curios. Chiar și acum îmi amintesc cum arată. Ne-ai făcut curios. Chiar vă arăt acum. Da, e un spoiler, fii atent. Nu, vouă vă arăt. A, nouă? Da. Spectatorilor nu, să nu se supărăm, dar să nu te prefac. Da, e bună. Haide, Roja, arată și telespectatorilor. Dar nu vreau să arăt, las fi... Este o rugăminte din regia, Anatol. Regia, aici bine. Deja nu te pui cu bossul. Hai să vedem. Iată, uite, ia priviță. Atenție mare. Ce Aliona Tribor. Deci e fenomenal această caricatură. Uite ce coafură mare ți-a făcut. Uite ce sprâncene, ce gene. E un pic diferită coafura, totuși. Te-ai schimbat, te-ai gândit să o schimbi așa? Nu, de așa a fost o stare de moment atunci să încerc ceva nou. Foarte tare. Anatol, îți mulțumesc mult pentru că ai... Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mai revin. Da, cu mare drag și să ai parte de emisiuni frumoase, colorate și invităm și oameni. Frumoși. Da. Și de dialoguri. Da, numai bine. La fel, vă mulțumesc. Sâmbătă, începând cu ora 10, în fiecare sâmbătă, dialoguri colorate cu Anatol Lofornea, veți descoperi o nouă stilistică a caricaturilor lui, dar și oamenii pe care îi invită la emisiune. Da, așa este. Acum 20 de ani, familia Stăgărescu din satul Răciulă, raionul Călăraș, a început să dezvolte o afacere. Da, fiind prisăcare și au deschis porțele pentru vizitatori. Ce putem vedea acolo, aflăm din următorul reportaj. Ceea ce faci cu dedicare sigur ar putea să placă și altora. La 60 de kilometri de Chișinău, în satul Răciula din raionul Călăraș, familia Stegărescu și-a amenajat gospodăria, dar și casa, transformând-o într-un muzeu al mierii. În 1982, în raionul Călăraș, s-a format așa numitul sovhoz Albina, care a concentrat albinile de pe toate gospodăriile raionului. Trebuie de dus la polinizare, la polinizarea mărului. M-au ales ca medic veterinar să activez acolo. De vreo 20 de ani împărtășesc vizitatorilor curioși secretele producerii mierii și le explică proprietățile terapeutice ale acestor produse. Anul trecut am hotărât să confecționăm căsuța asta apicolă pentru a face niște proceduri pentru lecuirea sistemului nervos și căilor respiratorii. Înăuntru se află patru familii de albini și iată, odihnindu-ne pe paturile care sunt acolo înăuntru, lecuim căile respiratorii și sistemul nervos. După ani de muncă și investiții, familia Stegărescu a reușit să combine apicultura cu turismul rural. Perioada de vară, fagurii plini cu miere, da, asta se aduce aici, la vana specială pentru descăpăcire. Se descăpăcește cu furculița apicolă sau cuțitul apicol, după care mierea este fagurile deci depozitate în această centrifugă unde sunt patru casete mari, în cap patru faguri mari sau opt mici. Prin forța de rotație, mierea se scurge pe pereți, după care este maturată în vase mari de lut. Deci și apoi, cel puțin 2 săptămâni este maturat, apoi este ambalat în borcane de sticlă. Constantin a absolvit Facultatea de Alimentație și Turism, așa că știe cum să prelucreze produsele apicole, dar și să ghideze turiștii. Încă marea dată am amenajat un stilul casei mari, așa cum era odată, de a păstra tradiția, deci cu zestrea, cu laița, cu covorul și pernele, deci e o tradiție frumoasă, care din păcate acum se uită, generația tânără nu o cunoaște, iar ce am văzut deja se uimește de ceea ce vede în gospodăria noastră. Aici avem și o expoziție de miere din diferiți ani. Mi-a venit ideea încă în 2008 de a colecta mierea din diferiți ani. Deci cea mai veche miere este din 2004. Fiecare miere din ursuleț este denotă faptul că mierea poate fi diferită, chiar fiind în aceeași regiune.
la țară la țară miere de fieră. Deci pe polițele de mai sus vedem miere din diferite țări, ca America, Bașchiria, Germania, Mexic, Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, de caștan, diferite flori din România, Marea Britanie, Portugalia, aici Portugalia, flori de portocală, Spania, miere de munte, de brad, România, miere de mentă, hrișcă, Ucraina, miere din India, din Turcia, iar Germania, aici rapiță, România, coriandru, levânțică, salvie, sop, deci fiecare regiune are flora sa și mierea sa. Localitatea se află în preajma codrilor Orheiului. Aici aerul și florile oferă mierii un gust deosebit. Noi producem două tipuri de miere, miere de la salcâmp și miere polifloră. Fiindcă noi stăm la staționar, nu ne deplasăm cu albinele nicăieri, iar apicultorii care practic păstorit pot colecta și o cantitate mai mare de miere. Noi colectăm de la 5 până la 35 de kilograme de la o familie. Tot pentru vizitatori a fost gândit un stup de sticlă, unde poți vedea care e viața unei familii de albine. Ca să ai folos din apicultură, trebuie să ai grijă de ele, într-adevăr. La albini, dacă nu este sezonul apicol, nu-i căldură afară, deci sunt alte lucrări care pregătirea fagurilor, pregătirea ramelor. La prisacă este de muncă anul împrejur, așa că toată familia are mereu ceva de făcut. Perioada de toamnă, o parte din faguri sunt scoși din stup. Fagurii goi, deci se aduc în această încăpere, se verifică, se curăță de propolis, se verifică fagurii care sunt necalitativi, fagurii de culoare cenușie închisă, da, până la negru întunecat, deci se taie, se rebutează și se obține ceara. Fagurii care sunt posibil de refolosit, deci ei se păstrează în altă încăpere răcoroasă ca să nu strice molia de ceară și în următorul an apicol se refolosesc. Când faci totul cu drag, ți se întoarce înzecit. Nu degeaba se spune că munca are rădăcini amare și rod dulce. Mă bucur foarte mult pentru faptul că oamenii din satul acela au petrecut foarte multe veri acolo, la acel sat. Așa, la bunici? Mătușa mea, de acolo, bine, și bunicii mei, din păcate nu mi-am văzut bunicii pentru că au decedat înainte de a mă naște eu, dar... Ai copilărit acolo? Într-o oarecare măsură se poate de spus și așa, că am copilărit numai verile, vreo 2, 3, 4 veri, 5, 6 chiar au fost așa la rând, una după alta. Și în vacanțele de vară, în timpul școlii, tot mergeai acolo? Da, așa, doar da? În vacanțele de vară era, pe parcursul anului, dar cunosc foarte bine localitatea și îmi place foarte mult oamenii care sunt acolo și uite că oameni gospodari care știu să facă și lucruri frumoase. Așa, tot vorbind despre anii de școală, dar nu încape îndoială, anii de școală nu se uită niciodată, iar cei care cântă și scriu pot să dea amintirilor o nouă notă artistică. Așa este, interpretul Sergiu Turcanu a venit în platoul nostru cu un videoclip la piesa Anii de școală, prin care aduce un omagiu profesorilor, dar și colegilor din acea perioadă. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ați venit! Bine ați venit în platoul Telematinal. Vorbim despre anii de școală, despre amintirile de atunci. Dumneavoastră, ce fel de elevi erați și care erau materiile dumneavoastră preferate? Eu, ca cum se cântă în piesă, am fost elev exemplar. La sport? La muzică și sport, dar la alte obiecte, mi era cu efort. Da. Eram un elev, cred eu, exemplar. Nu-mi plăcea să fac multe șotii. Uh-huh. Eram destul de ascultător. Da. Matematica, chimia, fizica, obiectele, limba română, istorie. Nu prea. Extraordinar. Și ai nimerit. În 10. În 10. Acolo unde nu și eu la fel. Eu pe zona aia eram așa. Minat. Când mine era zona aia, era minat. Exact, exact. Un pas greșit și gata. Un 7. Cu tras așa. Cuva e tras așa, știți. Felicitări pentru lansarea videoclipului. Piesa este de mai de mult, dar videoclipul a fost lansat acum recent și spun să vadă și telespectatorii noștri videoclipul, da? Și după care revenim la discuție. Cea mai mare plăcere. Hai, chiar acum, să o facem. Vă urez mult noroc, dragii mei profesori, iarăși sună zglobiu clopoțelul prin școli și se întorc copilașii prin clase din nou.
sunet de clopoțel ca un dulce ecou. Cu caiete și cărți, pragul școlii pășim, să ne fie frumos anul să ne dorim. Anii de școală mă aduc iară, lungi coridoare și săl de liceu. Anii de școală, dulce povară, dulce poveste de adolescent. Și cu greu mi-amintesc anii mei de școlar, prin să știu că am fost un elev exemplar. Aveam note de 10 doar la muzică, sport, dar la alte obiecte mi-era cu efort. Astăzi nu mai contează și nici nu regret că n-am fost eminent, ci doar fir de poet. Anii de școală mă aduc iară, lungi coridoare și săl de liceu. Anii de școală, dulce povară, dulce poveste de adolescent. Anii de școală, anii de școală, în ciuda timpului care a trecut, cu mari emoții ne-ntoarcem iară la pragul școlii de unde am pornit. Școala din satul meu e frumoasă și acum, și la mulți ne-a găsit în viață un drum. Noi desigur dorim astăzi să-i mulțumim, dragilor profesori, sănătate dorim. Și chiar anii de trec, noi rămânem școlari, vă urăm mult noroc, scumpilor profesori. Anii de școală mă aduc iar, în lungi coridoare și săli de liceu. Anii de școală, dulce povară, dulce poveste de adolescent. Anii de școală, anii de școală, în ciuda timpului care a trecut, cu mari emoții ne-ntoarcem iară la pragul școlii de unde am pornit. Anii de școală, uite această piesă frumoasă care are mai mulți ani, a fost îndrăgită de profesor, a fost îndrăgită de elev și uite că a venit cu o haină a unui videoclip foarte frumos. Continuăm discuția cu Sergiu Turcanu. Deci, videoclipul a fost, după câte am înțeles, filmat chiar la școala dumneavoastră. Chiar în școala din raionul Tilenești, unde am absolvit eu această școală și chiar la etajul și aproape în clasa unde am învățat eu. Așa. Dar de ce aproape? Nu, clasa întâia. A, întâia. Întâia am învățat-o chiar în clasa aia unde am filmat. Mai apoi ne-am mutat clasa a doua, a treia. Poate ne-am mutat într-o clasă mai alături. Așa este. Vedem alături. Că în videoclip școala este într-o formulă nouă cumva. Dar care au fost emoțiile când ați intrat acolo după foarte, foarte mulți ani? Eu, într-adevăr, n-am intrat în școală de foarte mulți ani. Extraordinar de mulți ani n-am intrat. Știi, eu când am auzit această piesă, când mi-a fost oferită această piesă, pentru că este scrisă de regretatul Anatol Dumitraș, piesa și textul și muzica, când mi-a fost cadonată dată această piesă pentru interpretare, eu am simțit din prima că e piesa mea și e scrisă pentru mine. Și uite, la două strofe eu am văzut cum am făcut videoclipul, așa cum am văzut piesa la prima audiție, așa și-am făcut videoclipul, mai ales la două strofe. Tot așa am văzut cum aleargă copilașii și eu mă plimb prin școală cu amintirile de altă dată. Dar de ce a durat atât de mult până a apărut videoclipul? Pentru că are piesa... Piesa are deja vreo 2-3 ani are piesa. Este îndrăgită foarte mult de profesori, este cântată la mai multe manifestări școlare. Dar, uite, mi se cocea și a venit momentul, știi,
atunci când este momentul, atunci se face totul. Da, din nu video... trebuie de grăbit. Da, totul la timpul lucrurile. Dar din videoclip observăm că ați încercat cumva să readuceți foarte multe momente din anii de școală, din clasele primare, din zbâtiile de la pauzele dintre ore. Să ne spuneți care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți dumneavoastră din anii de școală. Trăgeați de cosițe? Într-adevăr, așa cum este în videoclip. Trăgeam și fetele de cosițe și mai iargam, mai făceam în șotii noi, cum se spune. Da, dar e ok, dar toți cred că au și băieții și fetele au făcut ghidușii pe acolo. Spuneați că n-ați fost un elev năzbătios, dar iată că nu, se dar nu eram, nu exageram niciodată. Adică, așa, cu limită. Cu limită, întotdeauna cu limită. Eu întotdeauna sunt un om cu limită. Da. Dar, uite, acest videoclip a fost filmat vara aceasta, în luna iunie. Dar tot în luna iunie, tot în acele zile, a mai fost filmat un videoclip acolo în Tilenești, pentru că a fost filmat videoclipul Tilenești, oraș de vis. Piesa dumneavoastră. Piesa mea, da, dedicată orașului Tilenești. Și uite, după ce am filmat câteva zile piesa Tilenești, oraș de vis, cu echipa de filmare am hotărât, dă să filmăm și anii de școală, pentru că suntem aici. Și ați adus copiii în luna iulie la școală, da? Și uite, o mare mulțumire doamnei Veronica Cătrănescu, conducătoare clasei 4B. Și ce paradox, eroul principal care mă joacă pe mine aici. Da, băiețelul. Se numește Dumitru și familia este Țurcan. Așa. Neștiind de aceasta. Ce coincidență frumoasă. Neștiind. Și elevii au fost extraordinar de receptivi. Talentați, bravo, da, aplauze extraordinari. Dă-le lor voie să se filmeze. Că extraordinar, din prima, o făceau din prima chiar. Și uite, în vacanță, au jertfit cu o zi din vacanță, pentru că filmările au durat de dimineață până seara târziu chiar. Asta face parte din vacanță, e ca o zi de tabără, te duci și te ca filmezi. Ca o zi de tabără, da, să știi că... Și de muncă. Nu au fost lecții, asta e ideea, nu au fost lecții, au făcut ce fac ei de fapt în pauze și în timpul lecțiilor. Erau obosiți foarte tare la sfârșit. Dar plăcut obosiți, cu siguranță. Dar plăcut obosiți. Unii de ei chiar erau și deja și murdari. Ce contează, important e să fie turnat videoclipul. Vă mai aduceți aminte de profesorii dumneavoastră? Care au fost cei mai îndrăgiți? Pentru că fiecare elev bănuiesc care. Eu am un profesor de istorie pe care îl țin minte, Alexandru Guranda, el mi-a deschis ușile spre istorie. Care ne marchează cumva. Da, care ne marchează cumva anumite aspecte ale unui obiect sau unei... Uite, sunt un norocos iarăși. Eu am spus de mai multe ori că sunt un norocos, pentru că anul acesta, clasa noastră, care am absolvit acest gimnaziu, a făcut o întâlnire. Peste 30 ceva de ani am făcut întâlnire cu colegii de clasă. Și uite, în această perioadă am filmat și videoclipul, și întâlnire cu colegii și cel mai mult m-a frapat că mi-am văzut prima mea învățătoare. Prima învățătoare. A fost așa un moment când colegii au invitat prima învățătoare, profesoara de matematică. Cum o chemă pe prima profesoară? Lidia, doamna Lidia. Doamna Lidia o salută. Și pe mea, doamna Lidia o chemă, să știi, prima mea profesoară de clasele primare. Doamna Lidia, am văzut profesoara de matematică, algebră, geometrie. Îndrăgită. Și vreau să mulțumesc din suflet doamnei directoare, acestui liceu, Nele Chicu, pentru cele puse la dispoziție. Adică toată școala era la dispoziția noastră. Așa. Ori și unde vă trebuie, intrați. Orice colț, orice unghi, da? Totul este deschis. Școala este într-o stare excepțional de frumoasă. Da. Dacă e să facem așa o diferență între felul cum erau elevii și profesorii în perioada dumneavoastră de școală și cum acum sunt în prezent, cât de tare s-au schimbat? Eu vreau să-ți spun că filmând acest videoclip n-am văzut mare diferență între cum eram noi, generațiile noastre. Poate știi cum mai încolo, mai la maturitate se mai schimbă ceva. Dar copiii întotdeauna au fost și sunt sinceri. Sunt așa cum sunt ei. De aceea la vârsta asta, pentru că erau clasa a 4B, mersi mult, adică sunt sinceri și eu mă vedeam cam cum era și clasa noastră. Cam aceleși tipajuri erau extraordinare. Da, probabil că videoclipul a fost vizionat și de foștii dumneavoastră colegi. Ce reacție ați primit de la public, de la foștii profesori, colegi? Videoclipul încă nu l-am... Așa. Nu e astăzi. Eu sunt iarăși un norocos pentru primul. În premieră. Dar noi l-am găsit pe YouTube. Da. În premieră am venit să... cu zi înainte chiar să felicit dragii profesori cu sărbătoarea lor profesionistă, se doresc multă sănătate și multă răbdare cu elevii care învață. Și uite,
De astăzi, începând de astăzi, am să-i fac prezentare pe așa, canalul. Așa, de lansare oficială, da. Lansare oficială. Dar el este pe YouTube pentru că l-am pus în special pentru copilașii care s-au filmat și profesorii care au fost filmați, pentru că ardeau din răbdare, da. Și nu mai puteam să-i țin în suspans. Și cât de generos sunteți, pentru că răbdarea este una de sticlă în cazul copiilor. Totuși, din luna iunie filmat și până în luna octombrie. Totuși, am urdit o zi întreagă, am muncit pentru videoclip, chiar da, așa unde, s-a când, când va fi, când va fi. Va fi. Dar v-ați îndrăgostit în timpul anilor de școală? Ca și orice cine. În clasa întâi. Eu în clasa întâi, țin minte că am făcut-o. Da, da, din clasa întâi. Din prima zi de școală, da? Da, în prima zi de școală. Bine, nu chiar prima zi din clasa întâi. Nu, eu tot nu chiar prima zi, nu mai țin în minte. Până facem cunoștință, până vedem. Da. Dar ca și orice băiat, la noi toți eram îndrăgostiți în clasă. Uitați-mă de din prima zi de școală m-am îndrăgostit. Îți povesteam ales. A, și tu. Și mi-l-a arătat, dar mi-l-a arătat. În fine, noi vă mulțumim mult pentru acest videoclip. Vă dorim să aveți parte de cât mai multe proiecte muzicale frumoase și vă așteptăm cu mare drag la noi. Mersi mult, cu mare plăcere. Mulțumim, o zi frumoasă, să aveți în continuare. Mersi. Anii de școală, da, puteți, oficial deja este lansat videoclipul, puteți să-l urmăriți pe canalul de YouTube, Sergiu Țurcan și evident... Pe 5 octombrie va fi lansarea oficială, da? Cumva de azi, într-o oarecare măsură, dar pe 5 octombrie puteți să-i dați frâul liber la ascultare. Așa este. Luna lui cuptor s-a mutat în octombrie. Spania se confruntă cu cele mai înalte temperaturi de când se fac măsurători. În sudul țării s-au atins și 37 de grade și au fost emise alertă de caniculă pentru prima dată în mijlocul toamnei. Spuneai tu de sezonul estival care continuă și în Spania și în Italia și nu în Franța. Nu știu cum se descurcă oamenii acolo. Hai să vedem. În ultimele două zile s-au depășit peste 100 de recorduri de temperatură în toată Spania. Valorile au fost între 7 și 14 grade peste normalul perioadei. Spaniolii se confruntă cu o căldură fără precedent pentru luna octombrie. În Sevilla s-au depășit 37 de grade în miezul zilei, iar la polul frigului, în Calamocea sau Soria, s-au înregistrat peste 30 de grade. În Madrid, localnicii care au căutat răcoarea în parcuri au găsit doar arșiță, cantoiul verii. Justo cuando venía caminando para acá, estaba pensando cómo el cambio climático nos va a terminar matando, porque no es normal que esté haciendo este tipo de calor en este tiempo del año. Mi abuelo hablaba de heladas mucho más habituales y nevadas invernales mucho mayores que mi padre apenas vio y que yo he visto solo una vez. Sí, es verdad que finales de septiembre se habla del veranillo de San Miguel, que le suben un poco las temperaturas, pero eran temperaturas muy suaves y muy agradables. Y lo que estamos sufriendo ahora es un calor de verano, típico de finales de agosto o primeros de julio, diría yo. Măsurătorii le-au arătat că în ultimele 6 luni temperaturile au crescut continuu. Anul trecut, octombrie a fost declarată cea mai călduroasă lună de când există măsurători, însă meteorologii estimează deja că anul acesta va fi atins un nou record. Da, iată că cei din Spania, Franța, Italia profită din plin de acest sezon pentru că încă se mai pot bronza și face parte din ritualurile de frumusețe pentru europeni. Ritualurile de frumusețe pentru Europa. Nu știu, pe căldură e nevoie de ritualuri mai complicate și ar putea să se inspire de la asiatici. Da. Așa este, pentru că ritualurile de frumusețe ale familiilor din Asia denotă o grijă apartă pentru înfățișarea lor, dar și pentru o stare de bine interioară. Da, în diferite țări acestea au evoluat de-a lungul secolelor și au devenit parte din cultura și identitatea lor ca neam. Așa este, să vedem care ar fi printre cele mai interesante ritualuri de frumusețe din Asia. Femeile japoneze sunt renumite pentru tenul lor fin și strălucitor. Ritualurile lor de frumusețe includ demachiere atentă, dubla curățare, aplicarea loțiunilor și uleiurilor, precum și masajul facial zilnic pentru a stimula circulația sângelui și a menține pielea fermă. Tot femeile japoneze vizitează adesea băile termale tradiționale, cunoscute sub numele de onsen. Apa caldă și mineralele naturale din izvoarele termale au efecte vindicătoare asupra pielii și a corpului. Aceasta este o modalitate excelentă de a menține frumusețea și starea de bine.
Pe de altă parte, Coreea de Sud este faimoasă pentru produsele de îngrijire a pielii, cum ar fi măștile de față din colagen, măștile din plante și cele din hârtie. Femeile sud-coreene folosesc regulat măști pentru a hidrata și a hrăni pielea. Rămânem la Coreea de Sud și vorbim despre machiajul femeilor de acolo. Mulți artiști ai machiajului corean sunt recunoscuți la nivel internațional. Tehnicile coreene de machiaj pun accent pe aspectul natural și radiant, folosind produse care accentuează frumusețea naturală a feței. Acestea sunt doar câteva exemple de ritualuri de frumusețe din Asia, iar fiecare țară și regiune are propriile lor tradiții și practici de îngrijire a frumuseții. Este important să rețineți că ceea ce funcționează pentru o persoană poate să nu fie potrivit pentru alta, iar obiceiurile de frumusețe pot varia în funcție de tipul de piele, preferințele personale și disponibilitatea produselor. Nu, emisiunea o încheiem cu tine, așa cum am început-o, cu tine o încheiem. Ah, pardon. Nu-i deci... ține morală, Anatol. Înțeleg că s-a furișat undeva pe aici și a umblat tot să-l caute vreo jumătate de oră, dar a revenit, ai văzut? A revenit, a făcut o inspecție așa prin platou, deja vedem care sunt reproșurile, ce-i place, ce nu-i place și vedem, poate a venit plin de praf. Știu, uite-mă unde să se... Iar trebuie și lui niște ritualuri de frumusețe astăzi. Apropo, să nu-i ți-l alinți. Cu pește, cu lapte, cu smântână, de toate ce-i place. Bine, neapărat face. Mai ai auzit? Ai auzit ce colegă bună am? Că de tine nu mai revine la mine, mai revine. Vine. Noi vă mulțumim mult, fraților, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de o zi reușită și plină de dispoziție. Pe curând!